Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În aceste ultime zile ale lunii mai te poți transforma într-o adevărată îndrăgită a soartei. Dar nu uita că și ceilalți au dreptul la partea lor de fericire. Păstrează, deci, egoismul pentru tine. Vara începe cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava pe 2 iunie și durează până la Sfânta Maria Mică, adică pe 8 septembrie. Numele lunii iunie, în latină Iunius, vine de la Zeița Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea femeilor maritate. Poate de asta se crede că nunțele făcute în iunie duc la cupluri durabile. Luna iunie popular se numește iuniu, cireșar sau cireșariu. Sărbătorile importante în luna iunie sunt pe 2 iunie Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, pe 24 iunie Sânzienele sau Drăgaica, pe 29 iunie Sfinții Apostol Petru și Pavel sau sunt Petru de Vara dar pentru că mai avem o rămășiță al lunii mai se cuvine să amintesc că astrele avertizează să nu te implici în întreprinderi riscante Altfel vei regreta suficient de puternic. Dacă vei dori recunoaștere în această perioadă, ar trebui să depui eforturi maxime pentru a-ți demonstra talentele. În această săptămână, viața va fi în plină desfășurare. Poți începe să petreci mult timp între persoanele apropiate, iar cariera se va muta în poziții secundare. Această inerție nu va afecta în niciun fel succesul tău profesional, mai precis, nu sunt condiții prealabile pentru succes în această săptămână. Pe scurt, te poți angaja în dezvoltarea de sine, poți comunica, te poți bucura de plimbări în mijlocul naturii. De asemenea, dacă ești o persoană lipsită de legături de familie, poți începe o nouă cunoaștere romantică. Viața personală poate deveni brusc bogată, dar trebuie să fii selectivă și să privești mai atent la potențialii fani. Pe 29 mai, Mercur în Gemeni se va încunta către Neptun în Pești. Atât Mercur cât și Neptun sunt în semnele lor de origine, deci sunt puternice și dispuse să-și impună voința. Potrivit lui Einstein, imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Dar, însuși, Einstein a fost născut în constelația peștelor, deci a fost puțin părtenitor. Din 31 mai până la 9 iunie, Lilith, luna neagră, se va afla în gradul tensionat al peștilor. Nu este recomandat să iei decizii importante. Este necesar să fii atentă la persoanele înșelătoare, șmechere, mincinoase, care pot să se atingă atât de mijloacele tale financiare, cât și pe puterea ta personală. Ai grijă de banii și de energia personală. Pe 31 mai, Mercur va juca împotriva lui Jupiter. Se poate termina cu o bătălie puternică între Mercur în gemeni și Jupiter în săgetător. Din nou, ambii, Mercur și Jupiter, se află în semnele lor de origine, motivate să-și impună agenda. Agenda lui Jupiter este să păstrezi credința, să crezi, indiferent de ce. Agenda lui Mercur este să te îndoiești de tot și să rămâi în căutare. Poate de aceea se aplică ceea ce filosoful american Alfred Korzybski afirma. Există două moduri de a trece cu ușurință prin viață. Să crezi totul sau să te îndoiești de totul. Ambele moduri ne salvează de la a gândi. Ca în cazul tuturor, cheia este aceea de a împăca diferențele. Așa crești, așa evoluezi. Dar gata cu filozofia. Hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Back. În această săptămână te poți simți călare pe un cal alb. Evenimentele pot fi interesante, astfel încât să te simți confortabil și să controlezi calul, să poți avansa pe scara carierei dar astrele îți recomandă să fii răbdătoare și diplomată. Ca nimeni alta, îți poate fi dificil să te adaptezi la standardele general acceptate, dar în acest caz este necesar. Tratează această transformare a destinului ca un experiment interesant. Aceste zile sunt deosebit de nerocoase pentru finalizarea lucrărilor începute. La începutul săptămânii, nu permitere melancoliei să-ți umple butoiul, deoarece evenimentele care ți se vor întâmpla vor fi foarte pozitive. În această perioadă poți fi observată imediat de sexul opus, după care poți deveni persoana numărului 1 atât la locul de muncă cât și la petreceri și oriunde dorești să apari printre numeroși indivizi care exprimă încercările de a se apropia de tine, vei identifica o singură persoană ca o nouă pasiune pentru un minut. Acest roman va avea o trăsătură distinctivă, o diferență mare de vârstă între tine și noul partener. Cadouri scumpe, cum ar fi bijuteriile, nu sunt excluse. La lucru totul merge bine toată săptămâna, iar inițiativa ta va fi remarcată la conducere. Intrigiile colegilor par să dispară. În plus, ei pot încerca să te aducă în orice fel de partea lor. Săptămâna îți poate oferi chilipiruri pentru a schimba interiorul casei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, se pare că nu poți trăi în pace, trebuie mereu să te pășești ceva, chiar dacă pentru asta trebuie să faci mai întâi un obstacol cu propriile mâini. Îți poți intensifica eforturile de promovare în cariera ta, poți petrece o mulțime de ore la locul de muncă, donând voluntar petrecerea de seară și sărbătorile legale. Lucrologul din tine va aduce un rezultat pozitiv, dar înainte de creșterea promisă va fi în continuare foarte concentrată. Cu toate acestea, în această săptămână totul va fi complet diferit. Nu se prevăd excese. Este posibil ca la locul de muncă conducerea să aibă idei neobișnuite care vor trebui implementate imediat. Concurenții tăi vor fi descurajați pentru că tu ai acum un sens de a afacere extrem de sobru. Asculteți vocea interioară și problemele inimii. În această săptămână va trebui să alegi să rezolvi problemele, să utilizezi toate resursele proprii sau să oprești toate afacerile și să aștepți vremuri mai bune. Vei avea nevoie să fii conștientă de independența ta. În zona de atașament personal în zilele următoare nu te așteaptă schimbări de o de mari. Dacă ești singură, vei putea să te apropii mai mult de a începe o nouă afacere de dragoste. Dacă ești deja într-o relație lungă, ai toate șansele de a te bucura de o idilă plină. Surprindeți familia cu capacitatea ta de a anticipa evenimentele. De exemplu, vremea pentru weekend. Apropo, despre weekend. Stelele promit o mulțime de distracție. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, Alții cred că tu nu te poți confrunta cu problemele de viață, dar săptămâna aceasta îți va oferi ocazia de a-ți demonstra abilitățile. La locul de muncă te poți transforma într-un adevărat monstru al afacerilor cu abilități organizatorice și literalmente poți mântui toți concurenții. În plus, ai abilități creative. Dacă vei fi calmă și intenționată, vei obține cu siguranță succesul dorit. Sterele sunt de partea ta acum. Dacă profesia ta principală nu implică o abordare creativă, încearcă să efectuezi activități cum ar fi lucrul la propria imagine sau proiectarea propriului spațiu de locuit. Trebuie să fii atent atunci când lucrezi cu documente sau valori materiale. Câștigă încrederea superiorilor tăi și se vor deschide noi perspective în fața ta. Tu, ca un magnet puternic, poți atrage oameni foarte îndoielnici, aventurieri și escroci. Pentru a-ți proteja capitalul împotriva oricăror infracțiuni, ține-ți gura închisă atunci când primești chiar și cea mai nesemnificativă solicitare. Același sfat este relevant pentru planul personal. Înclinația ta pentru flirtul ușor va deveni o altă caracteristică importantă a acestei săptămâni. Cupidon îți pândește fiecare pas. Cel mai rău lucru este că riști să devii victima unei fraude, chiar dacă nu părăsești casa. Internetul s-a umplut de scroci. Dar dacă ești deja la începutul unei relații de dragoste, te poți pregăti pentru surprize romantice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Poți petrece săptămâna aceasta într-un mod foarte violent emoțional. Emoțiile vor fi prezente, dar ele sunt numai pozitive. Bucuria care va veni să înlocuiască frustrarea și stresul te așteaptă în carieră și în tot ceea ce privește relațiile personale. Poziția ta oficială este de neclintit, ești un model de diligență și angajament. Asta poate provoca invidia unor colegi. Nu acorda atenție unor astfel de oameni, ai destui colegi înțelepți și te vor sprijini de bunăvoie în vremuri dificile. Ești acum încălzit de razele norocului, nu rata șansa de a câștiga bani în plus. Este rezonabil să-ți cheltui câștigurile prin investiții într-o achiziție serioasă. Marți te poți aștepta la o surpriză de la partenerul tău, poate îți va oferi un plan foarte tentant pentru vacanța viitoare, iar acum îl poți pregăti. Poți deveni adânc blocat în problemele unui coleg de sex opus. Poate că motivul este că această persoană îți place de mult timp. În orice caz, chiar dacă vei combina plăcutul cu utilul, nimeni în împrejurimile tale nu va crâcni nimic. Acționează cu îndrăzneală. Încrederea în partener este o trăsătură bună a ta, dar uneori este mai bine să te asiguri încă o dată că aceștia sunt fiabili. Miercuri și joi sunt destinate să primești o veste foarte bună. Aceasta îți poate afecta familia. Sâmbătă și duminică, fii pregătită să petreci un aer liber cu prietenii. Va fi necesar un gratar sau muncă în grădină. Nu uita de auto Ai nevoie de ea pentru a încânta chiar și adversarii sceptici. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, în această săptămână nu te vei plictisi cu siguranță. Suflă că ți mânecile și ia cu îndrăzneală lucrurile în mâinile tale. Șefii se pare că au pregătit sarcini speciale pentru tine. Ei cred în profesionalismul tău și așteaptă rezultatele corespunzătoare. Chiar și detractorii vor remarca excelentele tale abilități. Poziția planetelor în această perioadă va aduce în prim plan relația cu soțul. În acest domeniu te așteaptă înțelegere reciprocă, armonie și a doua, a treia, etecera lună de miere. Poți fi invidiată. Acordă atenția problemelor vieții. Există multe detalii minore în casa ta, datorită cărora confortul pare a fi rămas în trecut. Fă-ți timp pentru a elimina aceste deficiențe minore. Acest tip de curățenie este recomandat și în lumea ta interioară. Încearcă să stabilești care dintre obiectivele dorești cu adevărat să le atingi și care le poți uita fără regrete. După ce ai făcut acest proiect, începe imediat să cauți modalități de a da fanteziei forme reale. Marți ar trebui să ai încredere în instinctul de autoconservare și intuiție. Te vor ajuta să-ți realizezi intențiile cele mai intime, fără a fi suferit. Pentru a-ți atinge obiectivul miercuri, va trebui să sacrifici anumite principii. Joi este posibil să-ți poți mări salariul ca rezultat al unei conversații. Rudele sunt așteptate să te viziteze în acest weekend. Încearcă să le tratezi cu ceva exotic. La sfârșit de săptămână, poți fi într-un loc foarte plăcut cu prietenii. Aceasta este o săptămână foarte bună pentru tine. Profită din plin de acest moment. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara! Stelele în această săptămână au promis momente de neuitat, dar trebuie să înveți să ai încredere în oameni și să încerci să fii sociabilă credem în noile cunoștințe vor aduce multe lucruri interesante în viața ta. Din moment ce știi perfect cum să te susții financiar, nu vor exista probleme financiare. În plus, venitul tău poate crește atât de mult încât să poți permite cu ușurință achiziționarea de aparate de uz casnic de marcă și chiar să începi o renovare. Merite să te gândești la ridicarea nivelului profesional. Marți este favorabilă pentru crearea unei fundații pentru noi realizări? Această zi va fi plină de creativitate fructuoasă, o abatere de la principiile tradiționale ale muncii tale. Astrele avertizează, în familie nu ești lider, ci o persoană care trebuie să îndeplinească capriciule altora. Contestații mici pot apărea la mijlocul săptămânii și nu-ți vei putea apăra opinia. Nu intra în argumentări, ai dreptate, dar e mai bine să iei o poziție de așteptare. Ai nevoie urgentă de a te înveseli și orice mijloc este potrivit pentru asta. Dacă ești singură, viața personală poate deveni mai vibrantă și dinamică. Poți face noi cunoștințe, după care o întâlnire foarte interesantă va avea loc în destinul tău. Poți realiza aproape imediat că noua ta cunoștință este ideală pentru relații serioase și pentru viața căsătorită. Petrece duminica la salonul de înfrumusețare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna aceasta promite să fie extrem de fructuoasă și generoasă în surpriza plăcute. Îți place să aduci bucurie altora, și din acest motiv uiți de cele mai multe ori de tine. De aceea, pentru un timp, lasă gândurile altora și încearcă să faci totul pentru tine. Vei fi mulțumită de atenția celorlalți, știi că meriți. Luni poate că va trebui să-ți aperi ideile minunate. Miercuri, fii atentă la ceea ce spui sau pe cale să spui. În această săptămână, nu neglijează sfatul rudelor apropiate. De la locul de muncă îți pot aduce multe gânduri pe cap, dar nu-i băga în seamă căci nu vor reuși. Până joi găsește-ți pacea minții și ia-ți gândul să te războiești cu infractorii. Banii vor fi destul de suficienți, așa că în această săptămână ai grijă de imaginea ta. Cumpără-ți câteva articole și accesorii noi. Dragoste ca un vis. Așa pot descrie pe scurt situația pe frontul personal. Admiratorii tăi pot încerca să te surprindă cu acțiuni neașteptate, dar foarte romantice. Surprize sunt așteptate din abundență. Dacă ești singură, se pare că trebuie să încerci să găsești un nou fan. Nu ai auzit complimente de mult timp și nu ai primit cadouri. O zi bună pentru întâlniri va fi duminică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion În această săptămână activitatea ta poate crește, poți simți o intensificare puternică. Săptămâna este favorabilă a afacerilor noi, căutând parteneri de afaceri și oameni cu interese similare. Săptămâna este perfectă pentru a demonstra cu exactitate înțelepciunea ta. Ascultă vocea ta interioară și urmează sfatul său intuiția îți va spune calea potrivită. Tu ești destul de categorică, prin urmare, în situații controversate ai tendința să insiști pe cont propriu. Șeful și partenerii de afaceri sunt gata să facă concesii și să-ți asculte opinia. Nu pierde o șansă favorabilă, cere o creștere salarială sau cel puțin o primă. Luni verifică cu atenție informațiile primite, deoarece acestea ar putea fi denaturate voluntar. Încearcă să eviți concluziile grăbite în tot. Marți poți să apară schimbări serioase la locul de muncă, poți obține o promovare pe care ai visat-o. Miercuri, potrivit astralor, este o zi bună pentru primirea de bani care ți-au fost datorați de mult timp ceea ce va avea un efect pozitiv asupra stării tale și planifici o achiziție foarte îndrăzneată. Dar în această săptămână poți arăta o neglijare inacceptabilă a vieții personale. În casă poate exista un incident foarte minor, de exemplu, defectarea unui aparat de uz casnic, chiar căsătoria ta se va transforma într-o adevărată dramă. Poți începe să strigi cu voce tare și să vă acuzați reciproc de toate păcatele omenirii. Consecințele acestei dispute vor fi reversibile. Caută pe loc modalități de reconciliere. La sfârșitul săptămânii vei învăța ceva foarte important privitor la responsabilități. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Săgetător! Activitatea ta și ajutorul prietenilor îți vor oferi un rezultat excelent. Orice ai întreprinde în acest moment, te poți aștepta ca eforturile tale să fie încununate de succes. Cu toate acestea, pentru triumful adevărat este mai bine să păstrezi totul secret. Nu ar trebui să spui nici măcar prietenilor tăi. Talentul tău de a ieși din orice fel de situație aduce la uimire chiar și astrele care te patronează. Pregătește-te pentru evenimente neașteptate, deoarece starele doresc să participi la un fel de distracție. O serie de evenimente de divertisment sunt preserate pe calea ta. Imediat după lucru te poți grăbi să-ți întâlnești vechi prieteni, poți vizita plaja, cafeneaua de pe faleze sau alte locuri de divertisment. Viața din jurul tău se va asemăna cu un carusel luminos care nu intenționează să se oprească pentru un minut. Poți flirta neobosit cu oameni drăguți de sex opus. Totuși, toate aceste numeroase cunoștințe nu le vei face cu scopul de a începe o nouă poveste serioasă, ci de a completa imaginea sărbătorii tale de iunie. O mulțime de treburi interesante, cele mai multe dintre ele riscante, te așteaptă de-a lungul săptămânii. Capacitatea ta de a face față sarcinilor non-standard va fi din nou invidiată. Cu toate acestea, ai grijă de persoanele necinstite. Vor fi mulți oameni dispuși să-ți ușureze portofelul. Dacă este necesar, consultă un avocat bun. Astrele avertizează. Poate să apară un admirator neașteptat care te confundă pur și simplu cu acțiunile tale. Gândește-te la cele mai mici detalii ale hainelor și accesoriilor la fiecare ieșire în peisaj. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn! O perioadă minunată pentru tine. Munca ta a fost mult timp remarcată de conducere, astfel încât planetele promit cel puțin o recompensă monetară. Dacă ai dorit mult timp să începi orice fel de afacere, săptămâna este ideală pentru astfel de planuri. Încearcă să nu cheltui bani pentru lucruri inutile, pentru a nu te pierde la începutul călătoriei de afaceri. În această săptămână vei depăși și cu ușurință obstacolele care vor apărea în fața ta trebuie să găsești oameni noi care ți-ar putea susține idei inovatoare. Profite la maximum de creativitatea ta. Fii atentă la noile informații, se vor deschide perspective interesante. Tu nu ai voie să petreci această săptămână ca în spatele unui baldachin de ceață groasă. Vei înțelege adevăratul sens al acestor cuvinte datorită unor evenimente ce vor urma. Deci vei avea mult timp pentru a aduce succesul în carieră, dar în cele din urmă vei obține un motiv complet diferit. Miercuri poate că va trebui să te ocupi de probleme financiare. Dacă ești singură în domeniul afecțiunilor de dragoste, te poți aștepta la un incident. Poți cheltui o mulțime de putere mentală pe îngrijorări față de cineva. Când îți răspunde aproape da, nu va fi deloc logic. Nu vei începe un roman nou cu el, ci cu o persoană pe care ai obișnuit să o consideri doar un bun prieten. Dacă ești căsătorită în viața personală, soarele strălucește, nu sunt prevăzute eclipse. Astrele avertizează, dacă există un conflict în familia pe care tu l-ai început, nu trebuie să insiști pe cont propriu, deoarece se va transforma într-o adevărată furtună în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător în această săptămână, succesul tău personal va depinde de nivelul de dezinteres în relațiile cu cei dragi. Cu cât te gândești mai puțin la tine, cu atât vei obține mai mult. Având în vedere că în această săptămână poți fi caracterizată de o încredere colosală în tine, vei deveni mai activă și îndrăzneață, ceea ce poate fi deosebit de evident în domeniul carierei tale poți începe ca un titan puternic să ceri răsplata ta bine meritată. O mare parte din cariera ta poate depinde de o relație personală cu superiorii tăi. Ei bine, dacă scânteile intervin între tine și șeful tău, bazându-te pe faptul că simpatizează cu tine, acest lucru poate avea un efect negativ asupra carierei tale. Tu nu te adaptezi la lumea înconjurătoare, mai degrabă lumea în sine vrei să se adapteze la tine dar în lanțul de comandă poți începe în mod accidental să construiești o prăpastie. Șeful tău este puțin probabil să reacționeze la o astfel de inițiativă cu înțelegere. Momentul bun al săptămânii este că în sfârșit ți se poate încredința o muncă pe care ți-o dorești foarte mult. Acceptă imediat inițiativa așa cum este. În dragoste totul este atât de minunat încât doar o abundență de fani ideal te împiede că să alegi unul cu care să-ți poți poți pune coroana. Dacă ai deja o familie, în primul rând dă mai multă libertate copiilor tăi, în caz contrar, relațiile se pot deteriora. De asemenea, indiferența pe care ai arătat-o sufletului tău pereche poate fi un motiv pentru o ceartă serioasă. Un prieten îți poate oferi o excursie în comun, iar astrele te sfătuiesc. Planifică-ți weekendul astfel încât să se întâmple călătoria, vei avea parte de un timp bun. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Natura ta duală va găsi în sfârșit o modalitate de autoexprimare. Săptămâna îți va oferi ocazia de a-ți arăta talentele cu toată forța. Lucrul pentru tine, ca de obicei, este o prioritate, dar este important să păstrezi un echilibru între activitățile profesionale și comunicarea prietenoasă cu colegii. Șeful poate fi serios interesat de prietenia cu tine, poate fi tentat să te invite la un prânz de afaceri. Este posibil să apară o creștere a activității în rândul concurențelor, dar până la sfârșitul lunii mai. Majoritatea vor decide că nu este rău să petreacă câteva zile pe litoral și să lasă câmpul de luptă la dispoziția ta. În această săptămână poți obține un rezultat intermediar într-unul din domeniile activității tale, ori poți fi îndemnată să faci asta. Soarta îți va oferi o șansă interesantă. Te poți simți obosită, dar foarte mulțumită de rezultat. Viața ta personală poate fi plină de confesiuni și întâlniri. Poți experimenta o creștere de nedescrisă a creativității simte inspirată, decide să revizuiești ideea ta îndrăzneața. Îi poți dedica toate serele și weekendul. Ca rezultat, Poți uita complet că există o persoană lângă tine care așteaptă dragoste de la tine. A doua jumătate poate fi cuprinsă de o mare de prostie și apoi să amenințe cu notul liber. Dar tu deja știi că va rămâne singur pe plajă, așa că nu ai nicio teamă. Vineri poți întâlni oameni pe care nu ai fost văzut de mult timp și poți gândi o afacere comună. Weekendul poate că va fi dedicat problemelor de familie și pentru a obține o ordine perfectă în locuință. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!